Hai, salut oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod, mai exact la știrea YouTube-ului. După 3 luni de inactivitate privind știrea YouTube-ului, m-am întors, oameni. M-am întors cu minunatele mele explozii, cu... Oh, avem și chestii noi, avem artificii. Sper că găsesc artificii pe net. Încă o dată. Dacă nu găsesc artificii, o să fie aici niște căței. Și poate vă întrebați, măi Bogdanică, dar cum Dumnezeu filmezi din moment ce camera ta este acolo? Vă întrebați un pic să facem un moment interactiv? Păi cum? Filmez și cu asta, stai nebun la cap, stați că o pun chiar aici nici. Hai de capul meu. Astăzi filmăm cu telefonul pentru că mi-am dat seama că telefonul filmează mult mai bine decât camera mea și filmăm și cu camera pentru că mi-am dat seama că sunetul este mai bun de la camera mea. Așa că o să filmăm cu amândouă în paralel și dacă mă văd puțin mai strâmb, s-ar putea să fie imaginea strâmbă. Înclinați voi capul sau telefonul, îmi pare rău, dar nu mai vreau să fac probe de filmare pentru că ultima oară când am făcut s-a întâmplat asta. Am să pun și cenzură pe minunatul meu corp foarte bine tonifiat și lucrat și antrenat pentru că nu vreau să promovez nuditatea, nu pentru că aș avea păr pe piept. Așa o să filmăm acest episod astăzi. Poate mai pun cadre și cu camera aia, spre exemplu, uite acum. Vai de p***a. Da, cu toate acestea fiind spuse, hai să trecem în știri. Multă lume mă întreabă, măi Bogdanică, de ce postezi așa de rar? Măi Bogdanică, de ce nu postezi mai des? Măi Bogdanică, unde dracu-i știrea? Bă, aici ai știrea și de ce postezi așa de rar? Pentru că... Ia haideți să ne uităm un pic în trending, mă. Din câte am observat eu în trending, avem 3 tipuri de clipuri. Mai exact, muzică, emisiuni, clipuri normale. Haideți să ne uităm în trending. Primul clip este muzică. Al doilea, emisiune, muzică, un clip normal. Râs ca prostul, râs ca prostul. Așa, după care, emisiune, muzică, muzică, emisiune, emisiune. Up. Cred că e muzică și asta nu sigur. Muzică, un gameplay la un joc pe Android. Un gameplay la un joc pe Android. Ginic irita. Și cam de asta postez eu rar știrea pentru că trending-ul e plin de nimic. Deci nu am pe ce să comentez. Tocmai de aia vine și următoarea știre. Șoc, șoc, șoc. Sau să spun șic, șac, șoc. Doamne iartă-mă. Șic, șac, șoc. Incredibil, oameni buni. Lumea încă mă crede când spun că am Lamborghini și jacuzzi și toate alea. Eu spunând într-un videoclip de-al meu, într-un mod neironic, chestia asta. Să vedeți ce s-a întâmplat acum câteva minute. Stăteam eu liniștit în casa mea, în vilă, mai exact am ieșit din jacuzzi. Mă, și îmi scriu un mesaj. Bam. Mă duc eu iPhone 8 din garaj unde e Lamborghini. Haideți să vedem ce comentarii îmi vin aproape în fiecare săptămână. Stați că vă arăt. Uitați aici, opa, Diana Belbiță. Dăm aici pe cele mai noi și haideți să vedem ce comentarii avem. Mincinosul roade osul. Mi-o zis-o. Chiar nu am ce să obiectez, mi-o zis-o. Rodosus, mincinosul. Ce iPhone 8, ce Lamborghini, ce jacuzzi. Ce jacuzzi, mă. Și multe altele precum. Wastag? Muie Bogdanel, tu nu ia Galardo? Nici n-ai gagici. Ce mare... ce mare tare de dai. De ce nu ai arătat? Lamburniniu. E bogat, dar n-are bani de slime. Cred că ești sărac decât bogat și cum naibii să-ți pui telefon iPhone-ul 8 în garaj unde e Lamburginiu? Ce prost ești, bă, cine te crede pe tână, tu nu te uit la tine ce fată? Ai fetele, stau cu tână să-ți ia bani? Și nici vile dacă ai și plus? La Burgini? Da, ești un mare tempit! Mai jos avem un comentariu care chiar m-a atins. Claudiu Mirea mi-a spus n-ai bani. N-ai bani. Mă nebunule. Bă, nu că m-a nervat. Lăsați-mă că m-a nervat ăsta. Eu n-am bani. N-am bani. Bă. Ce e asta? Bă, ce mult are. Ce e asta, Ce e asta, Claudiule? Ce-i? Ce scrie acolo? 5 bani. Bani, fraiere. Am bani, da?
Chiar am bani. Opa, stai un pic, măi, Claudiu, ce ai după ureche? Stai, stai să te ajut, hai ceva după. Opa, păi ce ai făcut, Claudiule? Ce sunt ăștia? Bani, frate, bani, am bani. Hop, ce avem aici? Bani, am bani, nebun, nu că n-ai bani, n-are Bogdan bani. N-am bani, a? Ce e aici? Un trofeu de plastic la 3 lei din Decathlon. Dar ghiși ce e în el. De ce dracu-i zahăr? Erau și niște bani acolo, ok? N-am bani, a? Mă, Claudiule, n-am bani. Bam, pă ce ai făcut, Claudiule? Ce erau aia, bani, a? N-am bani. Bă, ce-am în sertarul ăsta? Hă? Bani. Hă? Bă, ce e asta? Bani, frate. Am bani peste tot. Chiar și... Nu mai am bani. În alte știri, oameni buni, chiar nu mai am ce să zic, pentru că nu mai am alte subiecte să discut. Pare rău că v-am dezamăgit. Că am făcut știri atât de scurtă. Da. Eu chiar încerc să fac content de calitate. Bani, frate. Content amuzant care să vă amuze. Și v-am dezamăgit. Nu mai sunt amuzant, așa e? Ziceți, mă, ziceți sincer, nu mai sunt amuzant, așa e? Că știu că asta ziceți voi, așa, în gândul vostru. Păi, Bogdan nu mai e amuzant. Își dă zoom pe păr doar ca să ne facă pe noi să râdem. Ce e amuzant în asta, mă? Nu-i nimic amuzant. Haide, ca era să mor. Bă, cam asta a fost și știrea, vă mulțumesc că v-ați uitat, deși nu știu ce a fost în capul meu când am postat asta. Îmi pare rău pentru ce ați văzut, pentru ce ați auzit și pentru ce o să mai vedeți în continuare dacă vă uitați la mine. Nu uitați să dați pe clopoțel, atât cred. Altceva nu-mi doresc de la voi, doar să-mi dați follow pe Insta. Follow pe Insta, clopoțel. Cred că atât, așa-i? Așa-i camera, așa-i. No, bine, v-am lăsat, ne vedem episodul următor, vreau să filmez un sketch sau ceva foarte șmecher, o să vină curând, stați tunați, pa, serus, cu chighele pe amândouă.